Totul e în regulă. Natalia, dacă poți să-mi confirm că este Da, înregistrată da. sesiunea, mulțumesc mult. Bună ziua, oficial, încă o dată. Mulțumesc mult pentru răbdare. Oficial, din partea mea, Anasta Matescu, parte din echipa Asociației TechSoup, în cadrul căreia creez experiențe de învățare pentru profesori și de 6 ani coordonez programul Meet & Code România și de anul acesta Meet & Code Moldova. Alături de mine le-am pe colegele mele Gabriela Angel, care ne ajută pe partea de suport în spate. Mulțumim, Gabriela, și pe Natalia, pe care ați cunoscut-o deja și care mi se va alătura în prezentare puțin mai târziu. Acum, ce ne-am propus pentru această sesiune? Să descoperiți resursele Asociației TechSoup pentru dumneavoastră, profesorii din Republica Moldova, să ne cunoaștem și, bineînțeles, să lansăm împreună prima ediție a Meet & Code Moldova. Ajungem la partea de cunoaștere, cine suntem și ce facem noi, Asociația TechSoup. Organizația noastră este un centru de resurse de tehnologie și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații non-profit, elevi și profesori. Principalele programe pe care le derulăm se împart în două direcții mari: societate civilă, prin care oferim acces la produse software, soluții digitale și de training pentru organizațiile non-profit din România și Republica Moldova, și cea de-a doua direcție, cea de educație STEAM, direcție pe care o voi detalia puțin mai mult în următoarele minute. În cadrul Predau Viitor, construim împreună cu profesorii o educație informatică bazată pe probleme reale și creație de produse, aplicată și transdisciplinară. Prin acest program, conectăm profesorii de informatică și TIC și nu numai, și la ecosistemul IT din România, Republica Moldova și din lume. Îndreptar Digital este un program foarte drag nou, început în 2017 pentru învățători și elevii lor, cu scopul de a iniția în crearea de activități de învățare facilitate de tehnologie. Pe parcurs s-au alăturat în comunitate și profesori de la liceele pedagogice și elevii lor viitori învățători. Comunitățile Predau Viitor și Îndreptar Digital au ajuns astăzi, Natalia, dacă nu mă înșel, la peste 25.000 de profesori și ne bucurăm să vedem cum aceste comunități cresc zi de zi. În cadrul acestor programe și nu numai, prin toate activitățile pe care le desfășurăm, credem cu hotărâre că educația digitală este în primul rând despre pedagogie, despre cum integrăm tehnologia la clasă și cum alegem cele mai bune instrumente digitale și cum aprindem discuții cu sens despre crearea de tehnologie și nu despre tehnologia în sine. Deși am început prin a oferi experiențe de învățare pentru profesori din România, pe parcurs ni s-au alăturat profesori minunați din Republica Moldova. Pentru a crea o platformă mai accesibilă tuturor, lucrăm la o nouă structură care să permită conectarea mai ușoară, mai specific crearea de conturi și pentru dumneavoastră. Astfel, mulțumim că așteptați să vă dăm de veste, cel mai probabil la sfârșit de octombrie, despre când puteți să vă creați și dumneavoastră un cont pe noua platformă de cursuri online, cursuri online care sunt disponibile gratuit, atât pentru profesori din Republica Moldova, cât și pentru profesori din România. Mai multe despre toate programele noastre, inițiativele și toate materialele aici, vă spuneam la un moment dat că o să trec puțin mai repede, puteți să găsiți pe platforma pe website-ul nostru, asociația TechSoup.ro. Acolo veți descoperi toate resursele pe care le avem disponibile gratuit pentru dumneavoastră și puteți să le accesați. Desigur, vă invităm și în comunitățile și pe platforma noastră de YouTube, pe contul nostru de YouTube, unde veți găsi o multitudine de interviuri și de resurse de cursuri pentru dumneavoastră. Și Facebook. Vă așteptăm cu drag în cele două grupuri mari pe care le avem pentru profesori, Îndreptar Digital și Predau Viitor, pe pagina noastră de Facebook. Și acum am ajuns puțin mai repede ca să profităm de timpul pe care îl avem la subiectul principal al acestei sesiuni, la programul Meet & Code.
Prin Meet & Code oferim anual microfinanțări pentru organizarea de evenimente de tehnologie și programare în școli, aliniate cu misiunea inițiativei Comisiei Europene Europe Code Week, inițiativă de care sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră deja știți. Poate Natalia poate să urmărească în Q&A cine a participat deja la Europe Code Week cu anumite evenimente. Anul acesta am ajuns deja la a șasea ediție a acestui program Meet & Code, care sprijină inițiativa Comisiei Europene. Acest program își propune să arate cât de accesibilă, interesantă și chiar distractivă este tehnologia, cu accent pe programare și cum pot fi utilizate liniile de cod pentru a aduce la viață idei noi. În cele 5 ediții deja până acum, peste 200.000 de copii și tineri din 35 de țări europene au participat la evenimente Meet & Code. În România ne bucurăm să fi sprijinit deja peste 400 de evenimente și peste 160 de organizații non-profit care au organizat aceste evenimente cu sprijinul profesorilor, părinților și nu numai. După cum vedeți, comunitatea Meet & Co România este mare, este diversificată. Asta povestea și Natalia, că ne bucurăm să vedem că sunteți împărțiți foarte echilibrat în toată Republica Moldova și sperăm și abia așteptăm să vedem, să avem și o hartă cu Republica Moldova care este colorată cu evenimente Meet & Code. Așadar, începând de anul acesta, ne bucurăm să oferim resursele și oportunitățile programului Meet & Code și în Republica Moldova. După cum vedeți în acest slide, odată ajunși pe platforma europeană Meet & Code, puteți selecta țara pentru care aplicați. Este foarte important ca întotdeauna să fiți pe platforma noastră locală. În cazul acesta, platforma trebuie întotdeauna să aibă extensia MD. Acum câteva detalii mai logistice. Evenimentele Meet & Code trebuie să fie organizate cu sprijinul unei organizații non-profit legal înființate în Republica Moldova. Organizația poate să fie o asociație de părinți, de profesori, de elevi sau o altă organizație non-profit legal înființată în cadrul școlii sau nu numai. Poate fi din comunitate și sau pe lângă comunitatea în care doriți să organizați evenimentul și nu numai. Înscrierile pentru ediția de anul acesta au început deja și sunt deschise până pe 14 septembrie. Dar atenție! Cum finanțările se dau pe toată această perioadă, vă încurajăm energic să aplicați cât de curând, cu una sau mai multe idei de evenimente, de tehnologie sau programare dedicate copiilor și tinerilor sau tinerilor. Evenimentele pot fi offline, online sau hibrid și trebuie să se desfășoare în perioada 1 septembrie 31 octombrie. Nu există constrângeri în ceea ce privește formatul evenimentelor propuse. Imaginația dumneavoastră este limită, spunem întotdeauna. Ce urmărim noi în procesul de jurizare? O serie de criterii precum acestea. Ele sunt expuse și pe platforma Meet & Code. Ne-am dorit ca evenimentele Meet & Code propuse de dumneavoastră să dezvolte abilități, nu numai să transmită informații, să trateze provocări din viața reală, să atragă, de ce nu, un partener din comunitate și să încurajeze muncă echipă, fiind câteva din aceste criterii. Suntem entuziasmați de fiecare dată când vedem ce activități minunate proiectează profesorii pentru elevii lor și ne bucurăm la fiecare propunere de eveniment finanțată. Acum, dacă doriți să descoperiți o parte din evenimentele Meet & Code finanțate în anii trecuți, pentru a avea puțină inspirație, vă invit să le descoperiți pe canalul nostru de YouTube sau chiar pe platforma Meet & Code în secțiunea Povești. Acum, înainte de a trece mai departe, cred că este timpul, Natalia, să avem un invitat surpriză cu un mesaj înregistrat. Mai exact, doamna Diana David, Managing Director SAP România și Republica Moldova, companie care este motorul acestui program de la început, are câteva cuvinte pentru dumneavoastră, pentru profesorii minunați din Republica Moldova.
Dacă poți să-mi confirm, Natalia, că se aude, întotdeauna am emoții aici. Ana se aude destul de slab și neclar. Imediat. Foarte slab și cu zgomot de fundal, parcă. Imediat să vedem cum putem să rezolvăm acest aspect. Acum cred că l-am rezolvat. Meet and Code în Republica Moldova. Sunt foarte fericită să vă urăm bun venit la această prezentare. Noi, cei de la SAP, împreună cu partenerul nostru, Asociația TechSup și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău. În calitate de lider de piață pentru soluții software de afaceri, SAP ajută companiile de toate dimensiunile și industriile să-și atingă obiectivele în cel mai eficient, dar și în cel mai sustenabil mod posibil. Tehnologiile noastre ajută clienții în drumul lor pentru a deveni organizații inteligente. Prin angajamentul nostru social, dorim să construim și să creștem împreună următoarele generații, dezvoltându-le abilitățile de care au nevoie pentru a-și putea găsi propria cale. Și nu putem face acest lucru singuri. Ritmul și măsura în care inovația tehnologică ne afectează viețile se accelerează. În multe cazuri, abordările educaționale tradiționale nu mai sunt eficiente pentru a pregăti tinerii pentru o nouă piață a muncii. Iar pandemia a accelerat și mai mult această evoluție. Iar dumneavoastră, ca profesori, cred că știți cel mai bine acest lucru. Iar dacă vorbim despre generația viitoare și despre ce îi va ajuta pe tineri să-și atingă adevăratul potențial, dumneavoastră, profesorii, probabil alături de părinți, sunteți cei mai importanți oameni din viața tinerilor. Voi le declanșați și le modelați interesele. Și da, voi sunteți inspirația. Pentru acest lucru vă mulțumim. Cu microgranturile oferite de Meet and Code prin Asociația TechSup, sperăm să vă oferim sprijinul de care aveți nevoie pentru a vă pune toate ideile creative în aplicare. Sunt Diana David, Managing Director SAP România și Republica Moldova și vă doresc o sesiune plină de inspirație și aștept cu nerăbdare să văd cât mai multe idei creative din Moldova. Mulțumesc mult! Așa cum spune doamna David, și noi abia așteptăm ideile dumneavoastră de evenimente. Acum, despre procesul propriu-zis de înscriere în programul Meet and Code. Este important să facem diferența între aceste două platforme mari pe care veți ajunge la un moment dat. Ambele foarte importante și conectate. După ce ați găsit o organizație non-profit cu care să aplicați, acest lucru este important pentru că este vorba despre un contract de sponsorizare între evenimentul care va fi sponsorizat, între organizația care va aplica și Asociația TechSoup. De aceea este foarte important și esențial să găsiți o organizație non-profit cu care să aplicați. ONG-ul acesta cu care vreți să colabora va începe procesul pe platforma programului TechSoup Moldova, unde se va înregistra, dacă nu este deja înregistrată. Poate să fie și această o posibilitate. Repet, aceasta este o condiție obligatorie de eligibilitate în Meet and Code. După ce organizația trece printr-un proces de validare, acesta va putea genera un cod de validare TechSoup cu care va ajunge pe cea de-a doua platformă unde veți fi rămâne, platforma programului Meet and Code. Aici, dumneavoastră, ca persoană fizică, coordonatorul evenimentului și reprezentant, fie și doar voluntar sau împuternicit temporar al organizației non-profit, veți crea un cont personal. După crearea acestui cont, vi se va cere codul de validare TechSoup obținut la pasul anterior. După ce terminați acești pași, vi se va acorda accesul la toate resursele Meet and Code și formularul prin care înscrieți unul sau mai multe evenimente pentru a obține o finanțare. În acest formular ne veți descrie în principal ideea noastră de eveniment și ce activități vă propuneți. Veți vedea în formular și o serie de întrebări ajutătoare la care este necesar să răspundeți la toate. Pentru că formularul are un număr limită de caractere, vă încurajăm să încercați să răspundeți cât mai punctual la toate întrebările ajutătoare. Toți acești 5 pași pentru a aplica sunt descriși și pe Meet and Code și poate la o primă vedere par complicați, dar vă asigur că nu sunt și acest lucru pot să-l confirme și profesorii
care mi-a oferit acele interviuri de care povesteam puțin mai devreme și pe care o să-i cunoașteți dacă intrați pe canalul nostru de YouTube sau accesați prezentarea aceasta după eveniment, pe care o veți primi pe mail. Vă recomandăm așadar să urmați acești pași cu atenție după ce citiți toate informațiile de pe Meet & Code și încă o dată din această prezentare. Acum o voi lăsa pe colega mea, Natalia, să intre puțin mai în detaliu despre primii doi pași și despre ce alte avantaje va avea organizația non-profit odată înregistrată și validată în programul TechSoup. Natalia? Mulțumesc tare mult, Ana, pentru predarea ștafetei virtuale. Dați-mi voie să vă salut și eu și să vă zic bună ziua. Numele meu este Natalia Șeremet. Originară sunt și eu din Republica Moldova și acest eveniment cumva mă aduce la origini, acasă, și am un sentiment foarte plăcut că mă aflu astăzi alături de dumneavoastră, lucru pentru care vreau să vă și mulțumesc. Eu m-am alăturat echipei TechSoup în 2020 și de atunci, împreună cu colega mea Gabriela, promovăm programul TechSoup, atât în România, cât și în Republica Moldova. Dar să-i explic mai în detaliu ce presupune programul TechSoup și ce beneficii aduce el organizațiilor non-profit. Programul TechSoup a pornit la drum în anul 1987, desigur că în America, în San Francisco, atunci când un grup de IT-iști cu simț civic foarte pronunțat, s-au gândit că tehnologia, așa cum ajută foarte multe domenii, poate ajuta și organizațiile non-profit să își facă mai bine treaba și să își promoveze cauzele pentru care militează. Așa că au pus pe roate acest program care, în esență, echipează organizațiile non-profit din întreaga lume cu aplicații, cu software-uri de tehnologie, cu diverse licențe de care are nevoie orice ONG, așa încât să activeze eficient zi de zi. Programul a început a prinde teren și din 1987 până astăzi el s-a răspândit și activează în 237 de țări și teritorii ale lumii, prin partenerii săi. La moment, programul numără 68 de parteneri, acestea fiind organizații non-profit din întreaga lume, iar una din aceste organizații sau unul din acești parteneri suntem noi, Asociația TechSoup, care avem grijă de programul TechSoup atât în Republica Moldova cât și în România. În România, programul a pornit la drum în anul 2011 și de atunci programului s-au alăturat peste 4.200 de organizații non-profit. În Republica Moldova, programului s-au alăturat circa 120 de organizații non-profit. Practic, aceste organizații non-profit, atunci când se alătură programului, obțin acces la o serie de resurse, de tehnologie, dar și resurse de învățare a tehnologiei pe care le creăm fie noi, fie partenerii noștri și prin care încercăm să explicăm organizațiilor non-profit cum ne poate ajuta tehnologia și cum poate aceasta fi folosită, așa încât să ne servească pe noi, dar și pe comunitățile pentru care muncim zi de zi. Ana, o să te rog să mă ajuți cu prezentarea. Prin programul TechSoup, organizațiile non-profit, atât din România cât și din Republica Moldova, primesc acces la o serie de resurse de tehnologie, după cum spuneam și mai sus. Iar soluțiile de tehnologie pe care le găsesc ONG-urile în programul nostru se împart pe diverse categorii. O să vă invit acum să vă gândiți de fiecare dată la programul TechSoup atunci când aveți o situație ca cea pe care urmează să vă expun. Spre exemplu,
s-a achiziționat în cadrul organizației sau pentru un nou membru din echipă un calculator. Ei bine, acel calculator vine doar așa ca device, ca dispozitiv, însă odată ca el să fie funcțional, dumneavoastră veți avea nevoie ca acel calculator să aibă un sistem de operare, Windows sau Mac. Acel calculator va avea nevoie să aibă o licență de Office. Acel calculator va avea nevoie să aibă de o soluție de securitate care să-i protejeze datele și documentele pe care lucrați dumneavoastră acolo. Ei bine, iată, atunci e momentul în care vă îndemn pe viitor să vă aduceți aminte de programul TechSoup și să știți că dacă sunteți un ONG care funcționează în Republica Moldova, atunci puteți să înscrieți programul în TechSoup și să vă luați aceste soluții de tehnologie prin programul TechSoup, fie ca și donație, fie la un cost mult mai redus față de prețurile de piață. Pentru că partenerii programului TechSoup donează, sunt mari giganți ai tehnologiei, precum sunt Google, precum este Microsoft, precum este Adobe sau Bitdefender, și ei donează ca parte a programului lor de responsabilitate socială aceste licențe sau aceste software-uri. Și ca să revin la. Și ca să revin la partea în care spuneam că prin programul TechSoup veți putea găsi diverse categorii de produse, haideți să vă spun despre produsele esențiale pe care le găsiți în programul TechSoup. În programul TechSoup veți găsi sisteme de operare, sistemul de operare Windows, veți găsi licențe de Microsoft Office, veți găsi soluții de editare a imaginilor, precum este Adobe Unlimited, și evident veți găsi o soluție prin care vă puteți proteja toate datele și documentele din calculatorul sau din dispozitivul dumneavoastră profesional. Soluțiile de securitate sunt diverse. Avem în program și partenerul Bitdefender, avem un program partenerul Norton Life și avem un program partenerul Veritas. Sau, în pandemie, atât de mult ne-a ajutat semnătura electronică. Prin programul TechSoup puteți solicita și o semnătură electronică avansată de la DocuSign. Despre toate aceste produse și despre funcționalitățile lor, găsiți detalii pe site-ul programului TechSoup din Republica Moldova. Când veți primi prezentarea, în prezentare sunt linkuri către platforma programului TechSoup pentru Republica Moldova. Și aceste detalii toate sunt specificate sub fiecare produs în parte. Pe lângă soluțiile esențiale despre care am vorbit, veți mai găsi în program și soluții specializate. Dacă, de exemplu, vă doriți să faceți campanii de email marketing, să transmiteți mail-uri către baza dumneavoastră de date, veți putea solicita soluția GetResponse. Dacă vă doriți un software prin care vreți să prelucrați datele, atunci puteți apela la aplicația Tableau. Și dacă vă doriți să creați o infrastructură în organizația dumneavoastră, o infrastructură de IT, atunci vă ajută. Nu te mai auzim, Natalia? În continuare, nu te mai auzim, te vedem vorbind. Această sesiune se pare că nu ne ajută deloc. În continuare, nu te putem auzi. Nu știm ce s-a întâmplat. În continuare, nu. Gabi, dacă poți să-mi confirm că tu mă auzi și dacă poți să spui ceva, poate. Bună, da, te aud, confirm. Super. Natalia se va reconecta în câteva momente. Va reveni curând. Cum ziceam, această sesiune nu a fost deloc pe partea de, nu ne-a, n-a fost, nu a fost deloc prietenoasă cu noi. Numai provocări și provocări tehnice, dar le vom rezolva pe rând.
Și imediat se va reconecta și colega mea, Natalia. Și va termina să povestească despre programul TechSoup și de ce este relevant pentru organizațiile non-profit, cât și pentru programul Meet and Code. Natalia, ne auzi? În continuare, din păcate, nu te auzim. Poate la un moment dat, dacă chiar nu o să meargă, poate să preia Gabi, dar mai așteptăm să vedem. Nu te auzim, Natalia. Gabi, oare între timp poți doar pe voce, eventual nu trebuie neapărat să dai drumul la cameră, dacă crezi că poți să preiei tu puțin ștafeta de la Natalia. În continuare nu te auzim, Natalia. Gabi, dacă mă auzi, dacă vrei să preiei tu ștafeta de la software specializat, practic putem să trecem la slide-ul următor. Da, o să încerc să preiau. Așa cum vă spunea și colega mea Natalia, prin programul TechSoup, o organizație eligibilă și înregistrată poate accesa o multitudine de soluții de tehnologie, de resurse de tehnologie și de licențe de software. Natalia a încercat să le împartă pe categorii și am ajuns la slide-ul curent în care vorbim despre soluții de colaborare la distanță, despre soluții și de tehnologie în cloud și vedeți numele afișate pe ecran. La finalul acestei sesiuni veți primi un e-mail de follow-up, astfel încât veți putea accesa link-urile, pentru că fiecare nume de companie și de produs afișat este un link, astfel încât dumneavoastră, când veți avea răgaz, să puteți să studiați produsele și serviciile de tehnologie respective. De asemenea, prin programul TechSoup, o organizație înregistrată și eligibilă poate să acceseze și resurse de învățare despre tehnologie și Asociația TechSoup, așa cum vă spuneau și colegele mele anterior, creează resurse de învățare și pentru sectorul non-profit. Puteți accesa canalul nostru de YouTube, unde veți găsi webinarii, dar și site-ul dedicat programului, unde veți găsi secțiunea de TechSoup Courses. TechSoup Courses sunt create de colegii noștri din Statele Unite. Sunt cursuri care au fost create special plecând de la nevoile de învățare și de lucru ale sectorului non-profit. Unele dintre ele sunt gratuite, unele dintre ele se accesează prin plata unei anumite taxe. Atât în acest moment. Ana, dacă mă poți ajuta cu următorul slide, Natalia încearcă să ne spună ceva, să vedem dacă reușește. Te auzim foarte. Da, acum te auzim. Atunci îți mulțumesc tare mult, Gabriela, pentru preluare și îmi cer scuze de la participanți pentru această eroare tehnică. Într-adevăr, zeii internetului astăzi nu sunt de partea noastră. Iar acum, după ce v-am prezentat care sunt beneficiile programului TechSoup, haideți să vedeți foarte concret cine se poate alătura programului TechSoup. Pentru programul TechSoup sunt eligibile organizațiile non-profit care activează în Republica Moldova și care au fost înființate în baza legii 86 din 11 iunie 2020. Înregistrarea în programul TechSoup este gratuită și odată ce vă veți înregistra, nu aveți obligația de a solicita niciun produs. Puteți beneficia, în schimb, de acea bibliotecă de resurse de învățare despre cum să folosiți tehnologia. Cum se întâmplă înscrierea în programul TechSoup? Înscrierea se realizează în trei pași. În primul rând, trebuie să vă creați un cont de utilizator individual pe platforma programului TechSoup din Republica Moldova. După ce vă veți crea acest cont de utilizator individual, va trebui să completați formularul de înregistrare al organizației non-profit pe care o reprezentați.
Atunci când veți completa formularul, vi se va solicita să atașați o serie de documente statutare. Așa că e necesar să aveți la îndemână statutul asociației în formă scanată și integrală. Și tot mai trebuie să aveți la îndemână și extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice care se eliberează actualmente în Republica Moldova de Agenția Servicii Publice. Ei bine, având la îndemână aceste două documente, puteți să finalizați înscrierea asociației în programul TechSoup. Noi primim aceste documente și primim aplicarea în program, o analizăm și validăm asociația. De regulă, validarea nu durează mai mult decât 3-5 zile lucrătoare, încercăm să fim rapizi în validarea organizațiilor. Odată validați în program, veți putea reintra în contul pe care l-ați creat pentru asociație și vedea lista tuturor partenerilor pe care avem un program și pentru care organizația pe care ați înscris-o este eligibilă. Iar pentru Meet and Code, ce veți avea nevoie din contul asociației va fi acel cod de validare, cum spunea Ana mai sus. Deci în contul asociației există o secțiune separată care așa și se numește cod de validare sau dacă platforma vi se afișează în engleză o să-l găsiți sub denumirea de validation token, care reprezintă o înșiruire lungă de caractere și litere. Ce trebuie faceți dumneavoastră este să luați acel șir de caractere și litere sau acel cod de validare și să mergeți pe platforma de Meet and Code și să aplicați acel cod. Odată aplicând acel cod, dumneavoastră confirmați platformei Meet and Code că sunteți un ONG care activează legal în Republica Moldova. Dar pe lângă acel cod de validare, evident, obțineți acces la acele resurse de învățare despre tehnologie pe care le dezvoltăm și sunt în limba română, dar și la produsele partenerilor noștri, Bitdefender, Microsoft, Asana, Facebook, Slack, sunt o groază de produse pe care le veți descoperi și veți vedea că pot fi aplicate și vă îmbunătățesc activitatea dumneavoastră zi de zi. Dacă nu știți, pentru că aplicarea la Meet and Code presupune o colaborare cu o organizație non-profit și poate nu cunoașteți dacă respectiva asociație e deja înscrisă în platforma TechSoup, ne puteți oricând trimite un e-mail pe adresa moldova@techsoup.ro și în care să ne spuneți că doriți să verificați prezența sau nu a ONG-ului în platformă. Cele din spatele butoanelor, revenim către dumneavoastră, încercăm să fim rapide și să vă servim cât de repede ne lasă sarcinile și prioritățile. Dacă cumva organizația e înscrisă de mai mult timp în programul TechSoup și are contul învechit sau el necesită actualizare, la fel, ne întrebați, iar noi vă dăm de veste care sunt pașii ulteriori de întreprins în acest sens. Măcar un pic au ținut zeii la final cu mine. Vă mulțumesc pentru răbdare. Ana, ai legătura. Mulțumim mult, Natalia, pentru tot ce ne-ai explicat. Reiterez mesajul și încurajarea noastră să nu vă speriați de... poate aceste informații au apărut foarte multe deodată, dar vă asigurăm că odată ce stați în tihnă, pașii vor fi foarte clari și repet că suntem aici pentru orice răspunsuri. Înainte de a trece la o sesiune de întrebări și răspunsuri, s-a conectat și doamna Aftenev. Dacă puteți să ne auziți, povesteam, doamna Aftenev, că zeii internetului nu au fost cu noi astăzi, am avut numai provocări tehnice, dar uitați că în sfârșit ne-am strâns cu toții. Doamna Aftenev, aveți cuvântul. Da, bună ziua, îmi spuneți dacă mă auziți bine? Da, vă auzim foarte bine.
În perioada aceasta este foarte încărcată pentru noi. În paralel, săptămâna aceasta, Direcția Generală Educației, Tineret și Sport organizează forumul municipal al cadrelor didactice, luni, marți, miercuri, 25, și avem foarte multe activități care se suprapun și unul trebuie să fim paralel conectați în câteva sesiuni, de aceea nu ne lucrează întotdeauna camera, dar am vrut să mă conectez cu video. Colegii văd 120 de persoane care sunt conectați acum pe Zoom, ceea ce este foarte bine, pentru că sunt sigură că dumneavoastră veți merge și veți discuta cu ceilalți colegi din instituție, cu cadrele manageriale, pentru a vă implica în acest proiect, măcar ca etapă de încercare. Să știți că eu mi-am făcut tema pentru acasă. Bineînțeles că eu cunosc de mult timp despre Our Code, această inițiativă globală. Este site-ul Our Code, sunt foarte multe materiale în limba engleză, gata, făcute pentru profesorii de informatică, care pot fi adaptate. Mi-a plăcut, a fost și săptămâna Our Code pe care am sărbătorit-o cu profesorii de informatică și am văzut că sunt și activități pentru părinți pe care le fac ei, tot foarte interesant. Adică Our Code merge mult mai mult decât curriculum și merge cu mult în afara doar, să zic, disciplinei informatică. Dar cel mai interesant, am discutat și am vorbit la telefon și m-am întâlnit cu profesori din Republica Moldova, Chișinău inclusiv, Tatiana Popa, doamna Porumbrica, Maia, care au colaborat cu școlile de România anul trecut și au beneficiat de acest grant, dar fiind în format de partener, ca să înțelegeți. Deci a depus dosarul partenerul din România, partenerul din Republica Moldova a organizat în paralel activități. Deci a fost iarăși o opțiune de o soluție pentru noi din Republica Moldova. Uite că anul acesta suntem elegiți de direct și acest lucru este minunat, pentru că nu trebuie să neapărat să căutăm un partener sau să avem un partener. Deci dacă avem un proiect, înseamnă că puteți să depuneți dosarul. Chiar dacă suma respectivă este mică pentru dumneavoastră, cineva poate să zică, da, e doar 300 de euro. Dar este un început foarte bun, este un exercițiu foarte bun, mai ales pentru cei care sunt începători în ale scrierii proiectelor și începători în ale scrierii grantelor. Pentru că o să vă așezați, o să fie un formular pe care îți vei completa și va fi un exercițiu bun de gândire, de organizare, de planificare, pentru că una este să ai o idee și alta este să o așezi sub forma unui proiect cap-coadă și să mai convingi și finanțatorul. De aceea vreau să mulțumesc echipei din România pentru această oportunitate și pentru instituțiile din Republica Moldova să colaboreze. Într-adevăr, sunt eligibile ONG-urile, dar sunt evident că foarte multe instituții în Republica Moldova colaborează cu ONG-uri sau avem asociația ale profesorilor în cadrul instituțiilor sau avem asociația părinților care colaborează cu instituțiile. Deci puteți să găsiți ieșire din situație. Important este să găsiți un partener în care evident aveți încredere, pentru că este vorba despre o tranzacție financiară, totuși trebuie să fie într-o o sumă de bani în cont pe care trebuie să o cheltuiți transparent și așa mai departe. De aceea va fi un exercițiu foarte util, repet, pentru cei care încă niciodată n-au depus dosarul pentru granturi, pentru că acolo este bătaia, unde sunt granturile pe sume mari și acolo se muncește mult. Aici va fi o situație în care o să vă puneți la încercare puterile și sunt sigură că o să vă placă procesul de depunere a dosarelor în sine. Sunt sigură că echipa va fi la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebările care vor apărea atunci când veți începe nemijlocit să completați dosarul. Noi vă urăm mult succes tuturor și ne dorim să avem cât mai multe granturi din Chișinău și nu numai, da, de la instituțiile care sunt foarte active, nu doar pe domeniul informatic, dar în general competențele secolului 21. Și de ce nu, nu o să strice niciodată o sursă financiară suplimentară pentru a vă pune în practică acele idei pe care le aveți și uite, aș face, dar mai trebuie niște resurse și nu vreau să iau de la părinți sau nu vreau să merg la director. Uite, aici aveți ocazia să mergeți direct la finanțator, să obțineți această sumă și să faceți evenimente frumoase. Repet, vă puteți, dacă nu aveți idei, inspirați-vă de la Hour of Code, website-ul oficial, pentru că ei au Week, Hour of Code, deci au foarte multe evenimente pe tot, am impresia că pe tot parcursul anului și puteți să implicați și părinții, apropo, deci sunt foarte multe lucruri pe care le puteți face în afara disciplinei. Evident că noi o să vă încurajăm să faceți proiecte transdisciplinare, multipluridisciplinare, să implicați colegii de la alte discipline. Evident că vă încurajăm să faceți proiecte mai mari în care nu participă doar o singură clasă, dar poate implicați toți copiii de școală sau parte, faceți un eveniment deschis, faceți un eveniment în care promovați instituția, promovați, poate aveți deja un laborator care poate nu este activ, poate aveți
într-adevăr niște, iarăși, calculatoare pe care ați dori să le, așa, să le reinventați, să le reutilizați într-un, să le dați un suflu nou, să le dați viață nouă acelui laborator de informatică, pe care sunt sigură că toate instituțiile, evident, le au. De aceea gândiți așa, în afara curriculumului, în afara școlii, adică nu lăsați să vă limiteze nimeni în creativitate. Noi o să vă rugăm tuturor succes și vă rugăm foarte mult cei care vor câștiga, echipa din România, să ne expediați lista câștigătorilor atunci când veți decide. Suntem curioși cine vor fi acești norocoși. Noi cu mare drag o să promovăm aceste instituții și luați legătura cu școlile care au colaborat anul trecut cu Partenerii din România și au câștigat acest grant în parteneriat, pentru că sunt sigură că o să vă ofere sfaturi practice, cum a fost pentru ei acest proces de depunere a dosarului. Multă baftă tuturor și vă ținem pumnii! Ana, știți, pentru că nu am ascultat toată prezentarea la început, câte granturi vor fi date? Mulțumesc, la această întrebare nu am răspuns. Pentru ediția aceasta, pentru că începem încet încet, sunt 25 de granturi. Ele, odată ce, cum ziceam, pe parcursul unei perioade de înscrieri, vom juriza și vom finanța evenimente, deci ele vor fi disponibile și pe site ca inspirație și, bineînțeles, cum precizați dumneavoastră, de alte inițiative și pe inițiativa Europe Code Week găsiți idei de evenimente, dar mai ales pe platforma Meet & Code invităm pe profesori să vadă interviuri cu profesori din România care au aplicat, cu ce idei au aplicat. Și pentru că mi-ați mai ridicat o minge la fileu, menționați dosarul de aplicare, practic, la Meet & Code, ca să nu-i speriem. Practic, sunt mai mulți pași, dar decompuși sunt pașii menționați de Natalia și de mine. Deci totul se întâmplă online, nu vă faceți griji că trebuie să ne trimiteți. N-aveți Excel-uri de completat, de descărcat, exact. De adăugat taburi. O să vedeți și din interviurile cu profesorii de care vă spuneam în prezentare că la sfârșit o să vedeți experiența lor și cât de simplu este să aplicați, să obțineți finanțarea. Nu este vorba despre o raportare financiară la sfârșit, pentru că știm că acest proces poate să fie unul foarte greoi și multă și mai multă birocrație. Dumneavoastră deja aveți destule pe cap cu multe documente, deci ăsta este un plus al programului. Nu este nevoie de multe, multe, multe hârtii. Sunt doar câțiva pași pe care trebuie să-i urmați într-o anumită ordine. Gabi, dacă mă poți ajuta, dacă trebuie să intru și eu, să vedem ce întrebări au venit. Deci am răspuns la întrebarea de idei de evenimente. Ana, cineva ne întreabă dacă grădinița poate participa. Domnul Petru Sisian, sper să nu fi pronunțat greșit numele. La această întrebare mă poate ajuta Natalia, te rog. Domnul Șișeanu, puteți aplica chiar dacă e vorba despre entitatea noastră este grădiniță și nu școală. Condiția este doar să găsiți un ONG cu care să faceți această aplicare. Pentru că, cum spunea Ana, înscrierea evenimentului poate fi făcută doar cu ajutorul unui ONG care trebuie să vină să se înscrie în programul TechSoup, să-și ia codul de validare și să confirme pentru platforma Meet & Code că este într-adevăr o organizație non-profit. Însă vreau să nu vă lăsați descurajați de faptul că trebuie să găsiți un ONG, pentru că am văzut că avem reprezentanți din toate raioanele Republicii Moldova. Ce vreau să vă spun, de multe ori școlile nu știu că în localitate există un ONG. De aceea v-aș încuraja să colaborați aici cu primăria din localitate și să întrebați, există în localitate un ONG? Iar dacă acesta există, să-i propuneți acest parteneriat, să vă ajute să aplicați la programul Meet & Code. Poate organizația nu va fi dispusă de la început să zică că mai trebuie mie încă bătăi de cap, dar argumentul dumneavoastră major este faptul că odată înscrisă în programul TechSoup, acea organizație non-profit obține acces la resurse de învățare despre tehnologie, dar și la tehnologii pe care le poate primi cu un cost mult mai redus sau gratuit față de costul de piață. Spuneam, în program sunt peste 60
16 parteneri care pun la dispoziția sa produse de software gratuite sau la costuri mult reduse sub prețul de piață pentru ONG-uri. Așa că țineți minte acest argument. ONG-uri primește acces la resurse vaste de învățare și la software, licențe autorizate, iar dumneavoastră ca și profesori obțineți microfinanțarea, desfășurați evenimentul, dați vizibilitate școlii, dar și împuterniciți niște elevi și pregătiți pentru profesiile viitorului. Așa, și doar un lucru tehnic, pentru că lucrez foarte mult cu alte ONG-uri, cu asociații obștiești, fundații. Încercați să găsiți, nu căutați undeva departe, încercați să găsiți, vă zic, asociația părinților, asociația profesorilor, găsiți poate un ONG educațional, da? Deci nu neapărat trebuie să fie cineva, orice ONG care nu va fi împotrivă să vă ajute pe partea aceasta, da? Pentru că bănuiesc că nu este atât de mult lucru la contabilitate, că acolo e problema, trebuie să intre banii, se procesează, să faci un raport financiar. Deci găsiți orice ONG, poate cunoașteți pe cineva care lucrează la un ONG educațional și uite, v-ar ajuta pe partea aceasta. Poate să fie și un ONG de tineret, dacă are iarăși activități educaționale, da? Pentru că o să se uite, bănuiesc eu că echipa care va selecta se va uita la profilul general al ONG-ului. Deci nu trebuie să fie un ONG pe informatică sau un ONG, nu știu, exact. Un profil foarte îngust. Nu există așa ceva. Deci luați un ONG educațional care face programe în educație, învățarea tot parcursul vieții, fie că e adulți, fie că-s copii, deci nu contează. Cineva care este în educație. Deci luați legătura cu orice ONG și eu sunt sigură că o să vă ajute. Inclusiv sunt ONG-uri ale tinerilor, pentru tineret, ONG-uri în care sunt elevii dumneavoastră implicați. Iarăși, puteți să fiți mai flexibili în căutarea acestor organizații cu care puteți să colabora. Dar sunt în Republica Moldova, sunt foarte multe ONG-uri și sunt sigur că veți găsi organizația care nu vă va refuza și va participa cu mare drag la acest proces, dacă dumneavoastră veți completa dosarul. Deci ei să se ocupe doar de procesarea, încasarea banilor și transferurile corespunzătoare pentru liniile de buget care sunt permise în acest grant concret. Noi avem în Chișinău licee care primesc direct prin asociațiile părinților sau alte asociații granturi mari de la ambasade, granturi de verzire, competențe verzi, multe alte instituții. De aceea, între dumneavoastră, discutați cu reprezentanți de la alte instituții. Iată, voi ați primit un grant, dar cum l-ați primit? Cum ați depus dosarul? Cine v-a ajutat? Prin care organizație? Deci o să vă ajute și acest lucru să aflați cine, alte instituții care beneficiază de granturi, cu cine au colaborat și poate vă recomandă colegii dumneavoastră o asociație în care au încredere, da? Și o asociație care este ok, cu actele în regulă, da? Are cod fiscal, are adresă juridică și așa mai, nu are datorii la fisc, nu are datorii la stat, știu că la noi se cere, nu știu dacă o să cereți dumneavoastră, la noi de obicei se cere acest certificat de dacă ai sau nu datorii la stat, nu știu dacă e cazul aici, deci să fie un ONG cu actele în ordine, asta am vrut eu să zic. Exact. Mulțumim tare mult pentru sugestie, doamna Aftene. Și ba mai mult decât atât, nu ia neapărat ca ONG-ul cu care aplicați să activeze doar în domeniul educației. Poate fi chiar și un ONG de protecție animalelor, spre exemplu. Sau poate fi un ONG care, nu știu, protejează mamele cu copii singure, să zic. Domeniul de activitate al ONG-ului, noi nu descalificăm aplicanții pe domeniul de activitate al ONG-ului, iar poate activa în orice domeniu. Important este ca acel ONG să fie legal constituit în Republica Moldova și să aibă statut de ONG și acel extras din registrul persoanelor juridice de stat. Și pentru că am tras cu ochiul rapid și la întrebare, am văzut că cineva ne zice că este și director de ONG și profesor. Este combinația ideală, așa că da. Dar cum zicea și doamna Aftene, gândiți-vă în primul rând, poate aveți o asociație de părinți, poate aveți o asociație de profesori și elevi sau poate în cadrul grădiniții este o asociație. Exact. Da, bibliotecare. Avem în Chișinău ABRM, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova. Poate bibliotecarul dumneavoastră este activ în un ONG-ul respectiv. Deci, da, iarăși gândiți din oricine din domeniul care vă este aproape și care puteți să discutați. Apropo, în Chișinău este centru contact,
care are toate, este rețeaua ONG-urilor din Republica Moldova și contactul o să vă ghideze, poate să vă spună care ONG-uri în regiunea dumneavoastră se ocupă de educație sau de alte domenii conexe, domenii care, pentru care și pentru ei ar fi interesantă această implicare. Mulțumesc mult, Natalia, mulțumesc, doamna Aftene. După cum vedeți, aveți o multitudine de variante în a găsi o organizație. Ce pot să vă spun eu din experiența profesorilor din România este că după ce au contactat un ONG sau au colaborat cu acest ONG, au aplicat și după aceea au făcut o simplă procedură de dare, au făcut un schimb între, practic, cu finanțarea Meet & Co, dumneavoastră cu siguranță vă veți cumpăra roboței, microbiți, ceva pentru școală și, practic, transferul bunurilor de la asociație la școală se poate face foarte ușor printr-un contract de colaborare sau act de donație. Act sau act de donație. Mulțumesc, Natalia, nu îmi venea. Deci, pașii se parcurg odată ce găsiți ONG-ul cu siguranță. Gabi, cred că ai mai răspuns tu la întrebări, pentru că este și 13 și vă mulțumim încă o dată pentru răbdarea cu toate provocările tehnice pe care le-am avut până acum. Repet că prezentarea webinarului și înregistrarea le veți primi pe mail, deci nu vă faceți griji dacă ați ratat vreo parte și ne găsiți tot la acel mail de pe care vor veni toate resursele. Ajutor, suntem aici pentru orice răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Mulțumim, doamna Aftenev, încă o dată. Câteva cuvinte de încheiere, dacă mai doriți să spuneți. Vreau să încurajez absolut toată lumea care nu a mai depus dosare, care undeva se simte străină în ceea ce privește granturile. Deci, având în vedere că este un grant mic, este exact cea mai bună oportunitate pentru dumneavoastră. Încercați, vedeți, credeți-mă, o să vă placă la nebunie exercițiul în sine, pentru că aplicația are întrebări și el este făcut astfel încât pur și simplu răspunzând la întrebări, deja aveți proiectul făcut cap-coadă. De ce nu? Deci încercați, va fi ceva interesant, mai ales că noi profesorii întotdeauna iubim să mai facem și altceva pe lângă manual, să mai facem și altceva pe lângă curriculum. Uite, asta este un exemplu minunat. Colaborați cu profesorii de engleză ca să vă ajute cu materiale care sunt plasate pe online, pe site-ul oficial al acestui proiect internațional, global, chiar aș spune eu, și vă inspirați și de acolo, dacă nu aveți idei dumneavoastră, vă inspirați și luați un eveniment mare, dar îl faceți adaptat pe instituția dumneavoastră sau, ideal, poate faceți ceva la nivel de oraș, adică mai multe școli ar putea să participe, de exemplu, dumneavoastră puteți să invitați mai multe școli la dumneavoastră acasă să faceți un eveniment interesant. Sau mergeți la o bibliotecă, poate aveți o bibliotecă dotată cu sală, cu tablă interactivă, cu nu știu ce faceți împreună cu bibliotecare ceva. Poate aveți centre culturale, poate inclusiv cu universitate puteți colabora să se întâlnească studenții cu elevii și să se întreacă cine va fi mai high-tech. Da, elevii o să-i bată pe studenți, asta e la sigur, mai ales ăștia mai mici. Da, sunt biblioteci în Chișinău, iată, este biblioteca pentru copii Creangă, ei au robotică, au foarte multă tehnică la ei în bibliotecă, poate copiii și cu biblioteca faceți un eveniment împreună, dar de data aceasta pe tema corespunzătoare la Hour of Code. Deci gândiți în afara out of box, să zice în engleză, deci încercați să gândiți cât mai creativ, să implicați multă lume și să faceți ceva interesant pentru instituția dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră. Faceți un exercițiu de brainstorming pe intern, dar dacă ați avea 300 de euro, cum i-ați cheltuit pe un proiect la informatică? Și lăsați copiii să vină, credeți-mă, o să vă surprindă cu tot felul de aș vrea, așa, de exemplu, da? Fetița mea cea mai mică a venit de una de acasă și a văzut undeva nu știu unde și a venit și a zis că vrea ochelari VR. Da, ochelari VR sunt jur de 20.000 de lei, deci sunt grămadă de bani, deci sunt ce mai... Deci dacă vrei să faci cu softuri, cu proiecte, deci... Da, astea sunt 1.000 de euro, deci costă o pereche de ochelari VR, de exemplu. Da? Și, într-adevăr, tehnica este scumpă, dar uite, aici avem resurse pentru a face activități împreună cu centrele care au, de exemplu, Clasa Viitorului, Centrul Cultural America House, care e pe Bodoni, are deja câteva perechi de ochelari. Centrul de Tineriat Municipal din Chișinău are câteva perechi de ochelari donate de
UN Women. Deci găsiți un centru de tineret, mai ales colegi dumneavoastră în școli, aveți ce? Consilieri, consilierii din Consiliul Elevilor, am în vedere. Elevi în Consiliul Municipal al Elevilor. Faceți ceva cu Consiliul Municipal, faceți ceva cu primăria, faceți ceva cu direcția, faceți ceva cu alte câteva, faceți un concurs la dumneavoastră instituție și lasă să vină copiii să programeze, să facă ceva interesant. Găsiți profesorii de informatică să fie în juriu. Deci sunt sigur că vă puteți organiza foarte ușor. Le dați diplome, le dați premii, medalii, nu știu, deci banii aceștia puteți utilizați pentru partea aceasta de logistică, da? De certificate, de apă, de pauză, de cafea, eu nu știu, care sunt criterii. Mulțumesc, asta voiam să vin în completarea dumneavoastră, ați precizat foarte multe din categorii, într-adevăr, găsiți și pe Meet & Code cheltuielile eligibile, dar le-ați menționat. Deci puteți să cumpărați roboței, microbiți, hardware și vă asigur că găsiți în acest buget foarte multe componente de tehnologie și programare pe care puteți să le cumpărați, să vă rămână dumneavoastră la clasă. De asemenea, o cheltuială softuri, eligibilă. Așa-i? Softuri, da, softuri, trainer, dacă aveți tabă interactivă, dar nu prea o utilizați, poate cumpărați niște softuri interesante care, uite, v-au plăcut, dar s-au părut că sunt scumpe. Că uneori profesorul zic, dai cu plată, e fain site-ul, dai cu plată. Uite, puteți să acoperiți cheltuielile pentru un pro, același Moza Web, de exemplu, da? nu le fac promovare, dar iată, ei au opțiuni pentru tabla interactivă cu tot cu jurnal electronic, care nu e așa de mult, zicem vreo 60-70 de euro, dacă nu greșesc, pe an, puteți să faceți 3 ani, și, de exemplu, nu știu, puteți să aveți un proiect în care să utilizați resursele de acolo, deci puteți să, iată, atunci când de obicei nu aveți bani, da, și noi tot cerșim, le scriem, sunt profesor, poate îmi dați opțiunea gratis, pro, da, să fie gratis, iată, aici aveți banii pe care îi puteți utiliza. Eu mi-am luat, de exemplu, screen customaticul, mi-am cumpărat un an Canva, mi-am cumpărat, am versiunea Pro, deci gândiți-vă și la aceste platforme pe care dumneavoastră le utilizați și să vă achitați aceste cheltuieli de acces la opțiuni mai sofisticate, opțiuni mai complexe pentru a crea filmulețe, pentru a crea site-uri, pentru, poate vă faceți un site a instituției unde copiii plasează lucrări, dacă i-au făcut roboții și au mai făcut filmați sau copiii explică cum ei au făcut aceste roboței și faceți un website, o bibliotecă digitală în care să plasați aceste filmulețe, de exemplu. Deci puteți face un portofoliu digital al instituției dumneavoastră, de exemplu. Nu știu. Dacă mă lăsați, mai vin idei. Atâtea idei, sunt convinsă că profesorii care ne ascultă acum și-au luat deja câteva idei. Ideile bune se fure, lasă fure. Mulțumim mult încă o dată pentru participare. Doamna Aftene, mulțumim că ne-ați ajutat să organizăm acest eveniment și revenim pe mail, cum ziceam, cu înregistrarea și prezentarea și așteptăm cât mai multe idei de evenimente din partea dumneavoastră. Mulțumim! Zi bună! La revedere! Toate bune! La revedere!